Continuăm prezentarea. Următorul speaker este doamna Diana Stănculeanu, psihoterapeut specializat în educație parentală și coordonator de programe în cadrul organizației Salvați Copiii. Dânsa ne va vorbi despre tot ce înseamnă partea, da, psihologică, emoțională a alăptării, a atașamentului, a legăturii magice, da, care se formează între mamă și bebeluș prin alăptare. Este încă o dată una dintre acele intervenții minune în cadrul primelor 1000 de zile, prin care dumneavoastră nu numai că asigurați cea mai bună hrană pentru copilul dumneavoastră, dar îi asigurați cel mai bun fundament pentru dezvoltarea lui psihoemoțională. Doamna Stănculeanu, scena e a dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Cred că o să stau în partea asta, mai ales că eu nu am o prezentare, o să vorbesc liber și o să fiu foarte bucuroasă să primesc cât mai multe întrebări din partea dumneavoastră. Bine ați venit, o să vorbesc un picuț mai tare. O să vă ofer câteva informații în această seară cu privire la importanța primelor 1000 de zile dintr-o perspectivă emoțională. Pentru că, într-adevăr, alăptatul este o componentă fundamentală care intervine în relația mamă-copil în această perioadă. Obiectivul mare al dezvoltării copiilor în primele 1000 de zile, până când copilul împlinește 2 ani de viață, fiind ușor de rezumat într-un singur cuvânt. El se numește atașament. Este primul obiectiv în dezvoltarea psihoemoțională a copilului și este acel construct psihologic care sumarizează tot ce înseamnă partea de emoție în creșterea copiilor noștri și cumva prima lor lecție importantă cu privire la relațiile interumane. Relația dintre copil și părinții săi, relația cu mama, dar și relația cu tata, sunt matricile fundamentale ale relațiilor interumane pe care fiecare dintre noi le va trăi pe parcursul întregii sale vieți. Și ne place sau nu, felul în care învățăm despre relații, despre oameni, despre noi înșine, în relație cu mama și cu tata, în această perioadă de vârstă, își pune amprenta asupra tot ceea ce înseamnă relaționarea noastră pe parcursul restului vieții. Sunt cuvinte foarte mari și achiziții foarte mari care se traduc însă în viața de zi cu zi în pași foarte concreți, foarte operaționali și foarte ușor de făcut. Alăptatul, ținutul în brațe, privitul bebelușului, contactul piele cu piele, somnul în preajma bebelușului, sunt toate acele comportamente pe care le putem face și care îl ajută pe copil să crească știind deja, încă din primele lui zile de viață și până către cele 1000, că mama și tata sunt acolo orice ar fi. Atașamentul se mai numește în literatura de specialitate și baza sigură. Pentru că în momentul în care eu învăț, în relație cu mama și tata, că ei sunt acolo pentru mine, pentru a-mi satisface nevoile primare, acelea de supraviețuire fizică, în primul rând, prin hrană, prin somn, și ulterior nevoile emoționale, prin faptul că răspund oricărui semnal al meu de disconfort, în momentul în care eu învăț toate lucrurile acestea, practic învăț un construct extraordinar de important în relația părinte-copil, și anume acela de încredere. Sunt foarte multe studii făcute pe tot ce înseamnă relația de atașament în primii 2 ani de viață, studii care arată și importanța alăptatului, dar care arată în același timp și importanța prezenței materne prin contact fizic, prin căldură și prin atingere pentru dezvoltarea copilului. O să vă spun foarte pe scurt un experiment făcut încă din anii 60 de un psiholog american pe nume Bowlby. Este cel care de altfel a pus în literatura de specialitate bazele constructului de atașament. A folosit în experimentul său două surogate maimuță, două surogate materne, două maimuțele, evident două marionete, una dintre ele echipată cu țâni foarte bogați în lapte, dar cu atingere extraordinar de dură, cu blănița ușor țepoasă și foarte neprietenoasă la atingere, cealaltă maimuțică fără lapte, dar cu o blăniță foarte plăcută la atingere, moale, caldă. Experimentul la momentul respectiv a revoluționat destul de mult felul în care este privită îngrijirea copilului în primii 2 ani de viață, pentru că în mod automat noi suntem foarte atenți la nevoile de creștere fizică, biologică ale copilului, riscăm uneori să lăsăm deoparte nevoile emoționale.
Ce a arătat acest experiment este că în decurs de câteva zile, un puiuț real, biologic real, de maimuțică, a ales să se fixeze ca atașament la maimuța care, deși nu avea lapte, avea blănița moale, caldă și plăcută la apropiere. A fost primul experiment care ne-a dat informații cu privire la cât este de importantă atingerea și luatul în brațe al copiilor în primele luni de, până către cele 1000 de zile, că despre această perioadă vorbim. E o informație importantă pentru, cum spuneam, suntem foarte atenți la cât de mult iau în greutate, cât de mult cresc, de câte ori pe zi hrănim, câte sute de grame mănâncă sau nu mănâncă și uneori pierdem din vedere exact acest aspect de interacțiune care este extraordinar de important pentru emoționalitatea pozitivă a copilului și care condiționează destul de mult felul în care se petrec toate celelalte procese. Se știe destul de puțin, sau părinții află destul de greu, din păcate, faptul că în acești primi 2 ani de viață, o relație tensionată între copil, între bebeluș și părinți, generează, din păcate, foarte mari complicații fix la nivelul comportamentului de hrănire. Apar, putem să vorbim încă din primele luni de viață, de tulburări ale comportamentului alimentar, de dificultăți la nivelul comportamentului de somn, hrana și somnul fiind practic acele griji primare ale noastre când vine vorba de creșterea și de sănătatea copiilor. Uităm însă că partea asta de securitate emoțională este o precondiție pentru ca hrana și somnul să se petreacă în acele condiții pe care ni le dorim cu toții, inclusiv alăptatul. Există aici antevorbitoarele mele experte în acest comportament particular. Se știe cât de dificil este pentru o mămică stresată, îngrijorată, copleșită de griji, lipsită uneori de informații sau asaltată de informații și suntem de asemenea într-o perioadă în care accesul dumneavoastră la informații este foarte facil, doar că aveți acces la o sumedenie de informații pe care uneori vă este foarte dificil să le filtrați, care sunt cele corecte, care sunt miturile, care sunt informațiile care nu mai au validitate. Este extraordinar de dificil pentru o mămică să diferențieze toate aceste lucruri și este minunat că veniți să vă informați din surse valide din acest punct de vedere, astfel încât mama să aibă acel confort emoțional care să-i permită să furnizeze acele comportamente de grijă de care vorbeam mai devreme și care va condiționează creșterea fizică și dezvoltarea fizică corectă a copilului și sănătatea lui fizică și emoțională. Este extraordinar de important ca mama să nu fie singură în acest proces, pentru că atașamentul primar al copilului nu se face față de un singur părinte. Dacă suntem în familiile complete în care îl avem și pe partener și pe tatăl copilului alături de noi, el este o sursă suplimentară de atașament pentru copil, adică o sursă suplimentară de siguranță, de încredere. Și este foarte important ca ambii părinți să devină extrem de atenți în această 1000 de zile la singurul comportament prin care copilul ne sugerează disconfortul și nevoia, și anume plânsul. Este un copiii nu au cuvinte, nu au limbaj, nu au cum să-și comunice disconfortul, nevoia, suferința. Singura modalitate prin care pot face acest lucru este prin plâns. Un copil satisfăcut, un copil cu confort fizic și emoțional, un copil liniștit și fericit ne arată aceste lucruri non-verbal, sunt semne foarte ușor de recunoscut. Este zâmbitor, este prezent, este jucăuș, este alert, e dornic de interacțiune. Tot ce înseamnă suferință și disconfort, copiii noștri în această 1000 de zile ne comunică prin plâns. Plânsul fiind un alt comportament înconjurat de nenumărate mituri și prejudecăți. Nu te duci la fiecare plâns că îl înveți așa, îl răsfeți. Nu-l ții prea mult în brațe că îl înveți așa și după aia nu te mai descurci cu el. Pentru a avea copii cu confort emoțional, cu siguranță și care să învețe că într-adevăr mama și tata sunt acolo, orice ar fi, este important ca în această perioadă de vârstă să răspundem fiecărui comportament de plâns al copilului. Și dacă este un plâns de răsfăț, da? Și dacă este un plâns de atragere atenției, pentru mine ca părinte trebuie să fie un semnal că copilul meu alege acest lucru pentru a-mi atrage atenția, ceea ce înseamnă că n-a reușit să facă acest lucru sau eu n-am reușit să văd nevoia lui de atenție manifestată în comportamente ok, pozitive, dezirabile. Deci, indiferent care ar fi funcția plânsului în această perioadă de vârstă, e important să-i răspundem pentru că în acele contexte dificile pentru copil, în care el plânge dintr-un motiv sau altul, prin răspunsul meu ca părinte imediat către nevoia lui, practic îl învăț
că poate să aibă încredere în mine și că sunt acolo orice ar fi. Lucruri pe care ne dorim ca copiii noștri să le învețe în ceea ce ne privește, cât mai repede cu putință. Este singura relație părinte-copil în care putem să vorbim cu adevărat de iubire necondiționată. Sunt cuvinte mari pe care trebuie să le ducem în relația cu copilul nostru prin comportamentele pe care le facem zi de zi. Ori asta înseamnă să fim prezenți și atenți la nevoile lor și la felul în care ei le comunică. Prima mie de zile mai marchează două instrumente fundamentale pe care copilul învață să le achiziționeze dacă are această bază sigură de atașament și care pun, cumva condiționează tot ce înseamnă etapele ulterioare de dezvoltare. La finalul miei de zile, la finalul celui de-al doilea an de viață, noi avem două achiziții fundamentale care ne ajută să răzbim, să dăm piept cu lumea. Mersul și limbajul. Sunt acele două instrumente care îl ajută pe un copil într-o primă etapă atașat și crescut cu siguranță și cu confort emoțional să dea piept cu restul lumii. Sunt cele două instrumente care îl ajută pe un copil să treacă de la prima lui mare poveste de dragoste, mama și tata, la cea de-a doua mare poveste de dragoste, restul lumii. Odată ce avem mers, copiii noștri și-ar băga nasul peste tot. Scormonesc, caută, iau toate obiectele pe care le au la îndemână sau pe care le lăsăm noi să le aibă la îndemână, s-ar duce peste tot. Este o etapă de explorare care ne pune părul pe bigudiuri și răbdarea la încercare, dar pe care este foarte important să nu o limităm, mai degrabă securizez contextul și pun sus toate bibelourile chinezești de la bunica, dacă mi-e frică că le va sparge, decât să cresc un copil cu nu și cu stop și cu nu te duci acolo, pentru că ai spune la 18 luni nu te duci acolo, este ca și când i-aș spune la 7 ani nu citi mamă că-ți face rău. Mișcarea și antrenamentul motric în acești primi 2 ani de viață sunt fundamentali și pentru dezvoltarea lui fizică, da, pentru tot ce înseamnă sistem muscular și osos, dar și pentru dezvoltarea lui intelectuală. În această etapă de vârstă, inteligența a primit un nume foarte șmecher, se numește senzorio-motorie. Asta înseamnă că copiii noștri devin din deștepți și mai deștepți, dacă se mișcă mult și lăsăm să facă lucrul acesta, și dacă beneficiază de foarte multe experiențe senzoriale, prima fiind cea tactilă, da? Luatul în brațe, mângâiatul, contactul de piele pe piele, am vorbit și s-a vorbit și mai devreme cu impact atât de puternic pentru alăptat. Cea de-a doua achiziție, limbajul, este acel instrument care ne ajută să punem etichete pe tot ceea ce ne înconjoară și practic să învățăm, odată ce avem limbaj, probabil jumătate din tot restul lucrurilor pe care o să le învățăm în tot restul vieții noastre. Dacă stăm un pic să ne gândim, până în 2-3 anișori, învățăm acele comportamente fundamentale care definesc cumva natura umană și care îl pregătesc pe copil de cea de-a doua foarte mare nevoie în dezvoltarea lui și cu impact extrem de puternic pe dezvoltarea lui ulterioară, prima fiind atașamentul, a doua este autonomia. Dar pentru a crește un copil autonom, care după 2 ani de viață va fi pregătit să iasă pe ușa casei, pentru că și noi ieșim în cel mai bun caz la 2 ani pe ușa casei pentru a ne reîntoarce la muncă și vrând nevrând îi lăsăm statistic vorbind pe copiii noștri fie în grija altor persoane care se numesc bone, bunici, fie în grija unui sistem, a unei instituții care se numește creșă, grădiniță sau grupa bebe, pentru a reuși să îmi pregătesc copilul pentru această etapă ulterioară de vârstă, el trebuie să învețe prealabil acel atașament sigur, acea bază sigură, lecția foarte importantă că mama și tata sunt acolo orice ar fi, chiar dacă el pleacă, el știe că atunci când se va întoarce, mama și tata sunt acolo, și să-i dau deja acele achiziții care îl vor ajuta să-i fie ok, să supraviețuiască autonom, dincolo de ușa casei, când eu nu mai sunt prezent. Comportamentul de alăptat de care s-a vorbit foarte mult astăzi și care ne-a adus de altfel astăzi împreună, reprezintă cumva o parte fundamentală a acestei baze sigure, pentru că îmi dă un start pentru creșterea biologică, fizică, sănătoasă a copilului prin toate atributele pe care le are, pentru că îmi creează un context de conexiune emoțională fără precedent,
nu pot să alăptez la distanță acel contact fizic, acea privire, da, pe care o avem ochi în ochi cu copiii în momentul în care alăptăm, sunt extraordinar de importante. Ba mai mult, există o literatură de specialitate pe privirea bebelușului când este alăptat, este un rezidu al unui instinct de supraviețuire, acea agățare de privirea mamei, de care foarte multe mămici de altfel se și îndrăgostesc, țin și securizează supraviețuirea fizică și emoțională a copiilor noștri într-o perioadă de vârstă în care sunt atât de vulnerabili și 100% dependenți de noi. Aș mai, înainte de a încheia, ok, vorbeam de multitudinea de informații care există în acest moment la dispoziția părinților cu privire la ce înseamnă creșterea copiilor la vârste foarte mici. Sunt extrem de importante recomandările oficiale ale Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la alăptatul până la 2 ani. Este foarte important să facem acest lucru atunci și când el este posibil. Atunci când nu este posibil, pentru că știu că din diferite motive sunt mămici care nu reușesc să alăpteze, cu tot sprijinul sau cu toată informația disponibilă, starea emoțională a mamei, disponibilitatea ei emoțională, devin extrem de importante în aceste condiții, iar o mamă care, dintr-un motiv sau altul, nu reușește să alăpteze, trebuie să fie sprijinită, nu trebuie să fie judecată sau blamată, nu știm ce se întâmplă acolo. Și este foarte important, dragi mămici, care alăptați sau nu, care veți alăpta sau nu, să știți acest lucru și să aveți încredere în voi. Și să facem tot ce facem pentru copiii noștri în acești primi 2 ani de viață, având în minte faptul că trebuie să-i pregătim pentru o funcționare a lor în afara casei și, din păcate, în absența noastră. Să avem permanent în minte faptul că un copil crescut cu confort emoțional, dar cu abilități de autonomie, va fi un copil fericit, în siguranță, și asta ne asigură cumva și nouă confortul emoțional de care avem nevoie în familie. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu, doamne Stănculeanu. Întrebări luăm acum din publicul de pe online și din publicul din sală. Mânuța sus, dacă există întrebări pentru doamna psihoterapeut. Mânuța sus, o dată, de două ori, de trei ori, trecem la publicul online atunci. Mai aveți timp să vă gândiți, mai punem o întrebare după aceea. Mămicile au mai multe probleme în zona de nutriție decât în zona aceasta emoțională. Ne întreabă o mămică, micuțul meu plânge, dar nu fiindcă doare ceva, vrea pur și simplu în brațe. După mai multe sfaturi am încercat să-l las să și plângă puțin, îi spun că sunt acolo, îi vorbesc, îi cânt, dar nu se oprește decât atunci când îl iau în brațe. Nu reușesc să fac nimic pentru că el vrea doar în brațe, are 8 luni. Este alăptat la cerere, fără biberon sau suzetă. Cum spuneam, cumva aici o să recapitulăm o serie de informații foarte importante. Plânsul copilului este un semn de disconfort, oricare fi motivul pentru care plânge, este important să adreseze acea nevoie. Nevoia copiilor de atingerea mamei, de brațele mamei sau de a fi în brațele părinților în această perioadă de vârstă este foarte importantă și este important să o satisfacem fără să ne îngrijorăm că vom crește un copil dependent de noi. Probabil că copilul nostru este încă în perioada în care are nevoie să învețe că eu sunt acolo orice ar fi, tocmai pentru a putea să fie ulterior autonom. Este o îngrijorare a foarte multor părinți că dacă vor răspunde nevoilor copilului de ori de câte ori acestea apar, vor crește copii dependenți. Studiile pe termen mediu și lung arată că dacă în această etapă de vârstă răspund fiecarei nevoi a copilului, nevoia copilului de prezența mea în perioada preșcolară, după această mie de zile, în realitate scade. Așa că sfatul meu pentru mămică ar fi să fie acolo lângă copil când copilul cere acest lucru, mai ales că îl cere plângând, să ne gândim că lecția alternativă pe care copilul ar putea să o învețe este că eu nu sunt acolo pentru el și pentru nevoile lui și probabil că nu ne dorim acest lucru și să aibă încredere că la un moment dat copilul nu va mai cere lucrul acesta. Și mai avem o mămică care spune că s-a menționat despre succesul la job. M-am întors repede la job ca să nu-l pierd. Lucrez într-o multinațională și locuim foarte aproape. Soțul meu, care stă acasă, îmi aduce copilul de 3 ori pe zi la serviciu ca să-l alăptez.
dar am impresia că toată lumea mă judecă și mă privește ciudat că fac acest lucru. În plus, nu am condiții. Legat de condiții, cred că orice loc poate să devină un loc propice pentru alăptat. Cred că s-a și menționat acest lucru mai devreme. Eu aici văd în acest exemplu o mică extrem de curajoasă care încearcă în continuare să îmbine totul și să jongleze și viața de familie și proaspătul rol de mămică și rolul de femeie angajată în câmpul muncii, așa cum reușește ea mai bine cu resursele pe care le are la dispoziție, și pentru asta, din punctul meu de vedere, nu trebuie decât felicitată. Însă, apropo de grija pentru noi, care a fost menționată mai devreme de către mămica noastră vedetă care a plecat între timp, este foarte important ca în momentul în care vrem să ducem foarte multe farfurii, da, să jonglăm cu foarte multe farfurii în același timp, o să ne iasă o perioadă, dar dacă nu ne alocăm pauze scurte sau nu avem rețeaua de suport social, care de la tătic la soacră poate să însemne orice și e important să o activăm, la un moment dat riscul de burnout este foarte mare. Riscul depresiei postpartum crește, oricum suntem într-o perioadă în care despre depresie postpartum, din păcate, nu se prea vorbește. Și sfatul meu pentru această mămică ar fi din când în când să-și dea un pic de pauză. Mai avem întrebări în sală? Ne-am repliat? Aici, da, există o întrebare. Nu plecați, doamna psihoterapeut? E acolo o mămică cu întrebare. Stai o clipă. Bună seara. Am și o întrebare. Ați vorbit de alăptarea până la 2 ani. Eu am o fetiță de 6 ani, acum sunt din nou însărcinată. Am alăptat-o până la 1 an și 11 luni aproape. Cum facem să fie cât mai puțin traumatizantă pentru copil această rupere? Că i-a rămas pe chestia asta foarte atașată și mi-a plâns foarte mult. În momentul în care a fost înțărcată, da. Înțeleg că acum are 6 ani, da. Ați alăptat-o până la aproape 2 anișori, da. Mai da. Vine un bebe care va fi alăptat și ne îngrijorăm. Normal. Ok. Și o să vină vremea să-l înțarc și pe el. Normal. Din experiența mea clinică, experiență clinică însemnând experiența cu părinți și copii care ajung într-o zonă de dificultate care îi duce la psiholog, da? Deci nu este o experiență legată de populația generală de copii, ci din aceea clinică, înțărcatul, oricât l-am face de pregătit și de cu grijă, nu este aproape niciodată atât de lin și de armonios pe cât ne-am dorit. Aproape orice comportament de autonomizare a copilului, fie că vorbim de înțărcat, fie că vorbim de somnul autonom, este cu o zonă de disconfort și pentru noi ca părinți și pentru copiii noștri. Pentru că au fost în paradis și noi trebuie să-i scoatem de acolo, având însă în minte că facem asta pentru binele lor, că îl facem având în vedere, de aceea am pomenit de autonomizare, faptul că după vârsta de 2 ani, nevoia fundamentală a copilului nu mai este aceea de a fi dependent de părinte 100%, ca în prima mie de zile, și nevoia fundamentală a copilului care îi asigură creșterea și dezvoltarea sănătoasă este de autonomizare. Ca să ne autonomizăm, trebuie să tăiem niște lucruri. Iar acest tăiat vine la pachet cu emoții negative, vine la pachet cu tristețe, cu frică, cu plâns, da, cu comportamente pe care ca părinți le tolerăm foarte dificil la copiii noștri, dar prin care cu blândețe și cu grijă trebuie să trecem, tocmai pentru că ne iubim copiii. Apariția unui nou copil va activa aceste lucruri. Exact. Este important să vă așteptați la ceea ce noi numim regresii în dezvoltare, adică comportamente ale unui copil preșcolar mare, care vor regresa la comportamentele unui copil bebeluș sau preșcolar mititel, care trebuiesc înțelese și validate, care trebuiesc însă neîncurajate. Mesajul este: știu că ți este greu, dar noroc că tu ești un copil care se descurcă atât de bine să mănânce singur. Noroc că te am pe tine să avem grijă de cel mic care, uite, nu se descurcă atât de bine cu acest lucru și are atât de mare nevoie și de mine și de tine, de suportul tău de surioară mai mare. Da, deci cumva mesajele sunt de încurajare, precedate însă de validarea copilului. Ei îi va fi dificil și este contraproductiv să nu ținem cont de emoțiile ei negative, ci să le recunoaștem, apropo de știu că ți este greu, dar să încurajăm comportamentele de autonomie adecvate vârstei respective. Mulțumesc frumos! Cu drag!